salut, dragilor! Magneziul este un mineral esențial pentru sănătate. Alături de calciu și de alte minerale, magneziul prezintă numeroase beneficii pentru organismul nostru. Lipsa acestuia poate duce la apariția a numeroase simptome și dezvoltarea unor afecțiuni. În rubrica de sănătate de astăzi aflăm care mai exact sunt mecanismele prin care ajută magneziul și cum îl putem ține noi în valori normale. Ne ajută cu recomandări utile medicul gastrolog Ecaterina Cebanu. Rolul de bază, per general, al magneziului este faptul că contribuie și este cofactor într-o sumedenie de procese, de sisteme enzimatice, de sisteme de transport. Adică, dacă n-ar exista magneziu, nu s-ar transporta alte microelemente spre țesuturi. El influențează transportul, este cofactor pentru transport. El influențează sinteza proteică și totodată repară ARN-ul. ARN-ul din interiorul celulei. Ulterior, el participă la transmiterea impulsului nervos spre activitate musculară. Dacă nu s-ar transmite prin magneziu, lucrează, să zicem, nu ar fi activitate motorie. Unde avem nevoie de activitatea asta motorie? Unul, pentru a ne deplasa, dar nu în ultimul rând, când vorbim despre tractul gastrointestinal, de a transmite, de a merge motilitatea tractului gastrointestinal corect. De aici este și necesitatea de foarte multe ori, când avem o situație de constipație, de exemplu, de a apela la preparate care conțin magneziu, pentru că el participă în motilitatea tractului digestiv. Ajută și stimulează. Cantitatea de magneziu care o avem plus minus în organismul nostru este în jur de 25 de grame. Unde se regăsesc aceste 25 de grame? 1. Cel mai pe larg răspândit este țesutul osos, în jur de 60%, 20% în țesutul muscular și 20% în ficat și țesuturile moi. Respectiv, fiind rezervorurile astea concentrate la nivelul ăsta, odată ce este o patologie asociată, fie osoasă, fie hepatică, fie la nivel muscular, respectiv am putea să ne lovim de consecințele hipomagneziemiei. În situație de boli inflamatorii intestinale, cu un tranzit intestinal superaccelerat, într-o boală celiacă, în careva enteropatie inflamatorii, noi putem să ne lovim de consecința dereglărilor de absorpție. Nu s-a absorbe magneziu. De aici este deficitul său. Sau am putea situația când se folosește prea mult magneziu. Când se folosește în situații stresante, se folosește prea mult în intoxicații cu alcool, abuzuri de alcool, tot la fel se folosește prea mult magneziu. Și, nu în ultimul rând, pierderile. Avem situații de insuficiențe renale, care sunt cu situații de dezechilibre între microelemente. Și acestea toate la fel pot duce la hipomagneziemie. Este top 10 alimente care ar putea să conțină magneziu și vorbim de spanac, vorbim despre migdale, vorbim despre ciocolată, vorbim despre cacao, creveți, vorbim despre boboase, vorbim fulgi de ovăz, la fel conțin magneziu. Respectiv, aici este vorba și că alimentele să fie bine pregătite, pentru că alimentele înalt procesate are loc pierderea magneziului în situația dată. O altă sursă ar fi și apele minerale, care ar fi cu ideea de suplimire de magneziu. Dar asta ar trebui să decidă medicul în dependență de deficitul care este, unde se indică, dacă se indică și ținând cont de patologiile concomitente. Dragilor, rețineți, organismul uman nu produce în mod natural cantitatea de magneziu de care avem nevoie pentru susținerea activităților zilnice, astfel încât este nevoie să obținem o cantitate suplimentară de magneziu din alimente sau din suplimentele alimentare. Aceasta a fost porția de sănătate de astăzi. Finalul de rubrica Sănătate tuturor!